they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I... Ți-am spus că n-ai să reușești niciodată. Ți-am spus că nu ai destul talent. Uite tot, sunt aici să spun că poți. Crazy, bună ziua tuturor! Am revenit cu un nou episod din Joy cu Diana Părvu, pentru că se apropie sărbătorile și a venit și frigul, maletele, puloverele, sunt acum la mare căutare, dar nu despre asta vreau să vorbim astăzi, ci despre încălțările de iarnă. V-am spus, sunt înnebunită după cizmele peste genunchi. Și nu sunt eu vreo stilistă, nu am studii de fashion, Doamne ferește, nu sunt vreo specialistă în ale modei. Însă pot să vă spun că ador cizmele peste genunchi din mai multe motive. Te scot din anonimat. Dacă, nu știu, ești îmbrăcată simplu, niște blugi sau cu niște colan și o maletă și ți-ai pus niște cizme peste genunchi, ai ieșit din anonimat, sigur. Îți lungesc picioarele, deci dacă ai picioarele groase, dacă ai picioarele scurte, ți le subțiază, ți le lungesc, mi se par senzaționale. Și dacă au tocul gros și mai micuț, merg purtate și ziua, dacă au tocul mare, merg purtate seara. Sau, mă rog, depinde de confortul fiecăreia. Lisez mult mai multe fuste și uite așa cu o pereche de cizme și uite așa ești din anonimat și arăt super, super cool. Eu prefer cizmele cu puțin toc sau cu toc și mai mare, dar nu prea sunt adepta cizmelor cu talpă plată. Perechea mea favorită de cizme peste genunchi este aceasta. Tocul este cui, botul este ascuțit. Deși sunt foarte înalte, sunt destul de comode, vă spun sincer, dar cel mai mult îmi place acest fermoar. Merge până aici. Detaliul acesta mi se pare foarte sexy. Și sunt niște cizme, într-adevăr, de ocazie, dar la fel m-au scos din anonimat de fiecare dată. Așadar, cam asta a fost pentru astăzi. V-am arătat câteva ținute cu cizmele peste genunchi și pentru că tot vine Crăciunul, dar și Moș Nicolae, domnilor, dacă vreți să luați un cadou, eu cred că nu dați greș, nu veți da greș cu niște cizme peste genunchi. Am să plec acum în căutarea Crăciunului, pentru că în fiecare zi mă trezesc cu melodii cu și despre Crăciun, cum auziți pe fundal și în acest moment. Eu rămân la dans, vă invit și pe voi să dansați și să ascultați muzică de Crăciun, dar mai important decât atât, să mergeți să căutați cadouri. Call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I... Ți-am spus că n-ai să reușești niciodată. Ți-am spus că nu ai destul talent. Uite tot, sunt aici să spun că poți. Crazy, crazy.